Arando Marques le oferă ascultătorilor Național FM bunăstarea de weekend din Mamaia, județul Constanța. Renumitul DJ a avut doi invitați speciali care ne-au povestit cum arată vara lor ideală. Alături de invitații mei, Cristian Superman și Vidan Marius. Bună dimineața încă o dată! Bună dimineața! Ia spune-mi, cum e marea pentru tine, Cristian, în această vară? Ești în concediu, să înțeleg. Nu, am weekenduri în care fug, concediu încă nu l-am plănuit, nu știu când îl iau, probabil după luna august-septembrie. La birou de obicei obișnuiesc să iau ultimul concediu, îi las pe ce colegii tare. Mei, dar mai fug weekendurile. Check. Ca să înțelegi ce facem aici, trebuie să treci, să pleci urechea după și înainte să mergi, oh shit. Cu băieți în cartier ne simțim bine la o cafea, e Național FM, da bă. Trebuie să înțelegi că sunt internațional, de asta mă asculti cum dau rime pe instrumental, da. Telespectatorii trebuie să știe că Vidan este toată vara la Marel, găsiți făcând rime în diverse locuri, dar vreau să te întreb ceva. E vara ta așa cum ți-o dorești? Da, e așa cum mi-o doresc și cum nu mă așteptam să fie la începutul anului. Chiar. Super tare! Am o singură condiție, să mă auzi cum fug de poliție. N-o să mă prindă niciodată, nu fug de gardă. Mă auzi cum stau liniștit aici, bă, treabă ca Tupac. Intru, dau din cap, văd acolo că ai Wu-Tang tatuat. Și mâine Arando Marques se află în stațiunea Mamaia pentru a vă purta pe valurile muzicii de calitate. Distracția continuă alături de gazdele de la Național FM.